CSU Suceava va juca pentru ultima dată în acest an în fața propriilor suporteri în compania celor de la HC Adrian Petrea din Reșița. Meciul va avea loc vineri 9 decembrie, începând cu ora 18 la sala liceului cu program sportiv Suceava. După ce sâmbătă seara, echipa de handbal a Universității Suceava a reușit o victorie importantă pe terenul uneia din contracandidatele în lupta pentru menținerea în Liga Națională, CSM Făgăraș, universitarii se pregătesc pentru un nou meci ce se va disputa în compania celor de la HC Adrian Petrea din Reșița. De la ultimul meci din campionat, ce se va desfășura acasă, handbaliștii suceveni și-au propus să obțină obligatoriu cele 3 puncte. Ultimul meci din campionat, acasă. Un meci important, trebuie să luăm numai decât cele 3 puncte, mai ales că Reșița știm și ea cu probleme financiare, au plecat mulți jucători și nu avem voie să facem un pas greșit. Dar și la noi, cu problemele noastre, e foarte greu să scoatem de la jucători prea mult în antrenamente, dar la meci sper să reușim să luăm cele 3 puncte. Da, ne așteaptă un meci greu, cum zicea și colegul meu. O echipă Reșița care vine fără foarte mulți jucători, care nu are nimic de pierdut. Vor juca din plăcere și atunci când nu ai nimic de pierdut, atunci ai șansă să-ți iasă jocul dorit. Noi nu putem să ne dorim decât maximul de puncte, 3 puncte, orice altceva înseamnă un eșec pentru noi. În ciuda problemelor financiare cu care se confruntă echipa de handbal suceveană, antrenorii încearcă să-i motiveze pe jucători în privința meciului de vineri cu HC Adrian Petrea din Reșița. E greu să-i motivăm pe băieți. Acum sunt niște probleme financiare la noi, niște probleme care, din păcate, îi afectează foarte mult. Sunt niște întârzieri de salarii, dar eu cred că vor fi profesioniști și în ziua jocului, în momentul meciului, vor da tot ce au mai bun ei ca să câștigăm.